Haideți că am găsit un leu. E ok un leu? Da? Da. Să vă luați o pâine? Da. Am văzut că mi-a șeruș. Ce faceți? Pe străzi? Da. Să-ți amărâtă, nu? Stați pe aici? Păi? Da? Pare rău. Ce, aveți probleme la picioare? Ha, sănătate! Seară bună! Pare prieteni! Ce faceți? Bine, sănătoși! Pe în ultima noapte, prieteni, că în ultima noapte nu o să dorm. Și o să plec. Am zborul la 9 fără un sfert dimineața. De-abia acum am uitat pe bilet, că nu mai știam exact. Și aia e direcția Florida, Miami, prieteni. Luni, după amiază, ajung la Florida, ora 5 după amiază, ora Floridei. În București nu pot să mai fac calcule, nu știu care e diferența. Știam în Colorado că e diferența de 9 ore, de aici nu știu exact. Și n-am mai fost nici la Leo. Probabil că și-a dat seama că mai am chestii de rezolvat. Și aia e, trebuie să fiu pregătit să nu uit ceva, să ajung cu bine. Și mă duc la ocean, prieteni, că de-abia aștept. La ocean, la piscină, în America. Ia 4 ore când plec în America. Am plecat în fiecare an. Din 2019 tot plec. Înțelegeți? Am prins, din 2019 am prins tot timpul. Câteva luni din America, apoi m-am venit în România. Deci asta e a patra plecare. Am mai fost la New York, asta e a doua oară când merg la New York. Și pe urmă Florida. Prima oară când zbor 10 ore până în America, până în New York. Până acum am avut zboruri de-astea până în Europa. Și după aceea spre America 10 ore. Acum o să dorm direct 10 ore, că am 10 ore de zbor direct până în New York. Și nu o să dorm, vreau să fiu obosit ca să mă ia somnul în avion, că așa îmi trece mie repede timpul în avion, dormind pe scaun. Cum dormea Dileaua pe scaun, ați văzut? Ba la etaj, ba în bucătărie. Ba, Dile, lasă-mă să fac filmare. Nu fi rău. Așa că Leo, am înțeles că nu se mai duce la divorț, asta știam. Acum nu știu care e treaba cu programarea pentru ochi. Dar cred că ideea e că nu vrea să se prezinte, să continue. Foarte bine să fac așa cum simte el. Să o țină pe aia în stand-by. Să facă cum vrea el. Vă dați seama că nu o să-i convină, de-aia nu mai plouă afară. Urățenia pământului să aștepte mult și bine. Eu i-am dat sfatul ăsta lui Leo și se pare că l-a pus în practică. Hai, sănătate, libertate și pace pe pământ și o să mai pun filmări din Strehaia, să nu vă supărați. Și de luni încolo, Miami, prieteni. Hai, la revedere! Prieteni, am văzut și eu vlogul lui Alin. Bă, că au bani de cumpărături. Bravo! Au bani și de vacanță, am observat. Să meargă în Tunisia. Parcă nu erau bani, Aline. Cum au venit banii? A? Mihaela care m-a păcălit că îmi dă banii, că nu știu ce și pe dincolo. Se fac 2 ani și ceva de când tot spune că îmi dă banii. M-a mințit iar, a promis, prieten, de vreo 2 ore a promis, în vreo 2 vloguri diferite, acum o lună și ceva, acum o săptămână și acum câteva zile, să zic așa. M-a mințit la Strehaia, a promis, prieten, că-ți promit, Cristi, că-ți dau banii. Minciuni, prieteni, minciuni. Haideți să vă spun, îi place să cheltuie. Normal că ea este cu ideea să... Hai, Aline, că mergem în vacanță și nu știu ce și pe dincolo. Ca să cheltuie bani. Deci au bani de cheltuială, dar bani să-și plătească datorile n-au, prieteni. Oricum a dezamăgit și Mihaela și Alin. I-a scris lui Alin. Mihaela nu avea rost să mai scriu, că se știe. M-a dezamăgit. Doar pe interes. Mihaela pe interes maxim. Și acolo, la Strehaia, nu se ducea că îi place, ați văzut că e terminat acolo. Dar stă pentru vizualizări, prieteni. Da, pentru bani, dar nu știe să-și plătească datoria. Nu înțeleg chestia asta. Numai că eu exagerez și nu știu, nu exagerez deloc.
plătește-ți poate datoria. Nu mă interesează ce faci, că stai acolo, că nu știu ce și pe dincolo, că te duci în vacanțe. Foarte bine, duceți-vă în vacanțe, dar plătiți-vă datoriile. Că așa mi se pare normal. Când erau niște chestii care mai ziceam eu pe acolo și ce, au o loc, facă drept, că nu știu ce, se... nu mai dau detalii, că nu vreau să-mi amintesc. Nu-i convenea. Dar mie îmi convine situația asta, dăm banii, care e problema? Știi că plec în America, dăm banii. Ce zice, aia pleacă ăsta în America, stă nu știu cât acolo, mai îl ținem așa. O ținem așa până nu-i mai dă nimic. Păi nu-i corect. Plus că v-am ținut locul, în loc să aveți voi grijă de Leo, m-am dus eu, din prietenie, că eu sunt prieten cu voi. Sunt prieten cu Leo, dar de ce n-ați venit să stați cu Leo la București? Ba, îl trimiteți pe ăla, eram eu aici, dar nu v-ați gândit vreodată, bă, stai mă să-i dăm și noi banii lui ăsta. A știu să plătiți bilete de tren lui ăsta, lui Fane, dar să-mi dați mie banii care trebuia să-mi dați. Nu, ce ai, las că se duce Cristi, scutim bani, ăsta nu cere, ăsta nu știu ce. Ba da, cer, dar cer banii mei. Nu cer, că vezi, Doamne, am stat cu Leo și de-aia nu m-am dus nici la ochi, prieteni, atunci. I-am dat un mesaj lui Leo, n-am vrut să mai mă duc. Lasă să aibă ei responsabilități, nu am eu responsabilități. Înțelegeți? Când am văzut că sunt chestii de genul, am zis, bă, n-are rost. Și cacamaca ala care mai comentează și vorbește și încearcă să facă scandal cu mine, să facă subiecte cu mine și nu știu ce, ăla de la Strehaia, o să te pun eu cu botul pe labe, o să te liniștesc. Stai liniștit. Umbli cu prostii. Las că eu... O să dai față în față cu mine și o să te fac din vorbe. Că eu nu am venit pe nimeni, prieteni. Dar prea vorbește aiurea la adresa mea și o încearcă cu mine. Că el este un nei ca nimeni și ce zi, da? Cristi Marin, totuși, nu știu ce, la la la. Stai în banca ta că ești vai de capul tău. Hai, sănătate, prieteni. Bamba. Ce faci, Cristi? Ce să fac, m-am angajat și uite la CFR. Uite, da? Ce te-ai angajat? Da. Pui perdele? Pui perdele, pe pala spălat, adaug altele noi. Ai băgat și la spălat? Păi le bag, dar nu le spăl, le spală mașina, le spăla. Le-a schimbat pe astea, în tot vagonul ăsta de unde stăm noi. Și asta e noua mea meserie. Ia vagonul, mai bani. Uite, dai puțin. Oh, e bine că ești. E bine așa, ia uite. Perfect. Lasă mă duc să pun și la clasa 1 sau să mai iau o pauză. Lasă, ia stai aici, ia o pauză. Ia și ia mie. Stai puțin. Ah, scoate-o. Scoate-o. Da? Da, prieteni. Bate lumina. Da. Îl bat cam gras. Tu? De unde bate lumina? Păi așa. Ia, mai bate lumina. E bine așa. E bine așa? E bine așa. Dacă vezi, e pe 0.5 dacă se vede. Păi e chiar bine. Mai dau 0.5. Deci, prieteni, vreau să vă spun. Când în ultimul timp, mai bine îmi place să merg cu trenul. Dar și de ce? Băi, prieten, dacă vă spun de ce... Că lucrezi la CFR. Vă pare rău. Din cauza banilor, prieten. Că e mai ieftin cu trenul decât cu mașina. Am Lamborghini și n-am bani de benzină. Cam așa stă treaba. Că așa fac milionarii de carton. Păi da? Da, mă, la milionari de carton așa e. Ce? Decât să dea 20 de milioane, mai bine de la platforma, 3 milioane, ca să ducă mașina la mare. Și să zică, uite, am venit cu Lambo. Zic că am venit cu Lambo la mare. La care e? Să duc cu platforma, că dăm 5 milioane la benzină. Așa. Să vede nașpa de acolo? Nu, bate de cămine. La tine e bine, că bate aici, așa? Așa, bă, să vă spun, prieten, că am plecat cu trenul. Eu chiar mă simt bine în tren. Deci mă simt bine, chiar îmi pare bine. Decât să mai merg cu mașina. Eu, de exemplu, dacă merg cu mașina, nu pot să merg cu ochiul, cu problemele care le-am de sănătate. Dar merg până la Strehaia, merg cu trenul. Merg de la Strehaia la București cu trenul. Nu face trenul mai mult de 4 ore face. Eu când vin din America, dacă e la Strehaia, vin cu trenul. Vin cu trenul, Cristian. Da, treabă, frumos. Da. Nu, chiar ne place, nu ne dăm mari prieteni ca să vedeți voi că am bani, că am mașini, că am dat.
Nu mai, peste mine a trecut treaba asta. Problema este că nu mai mă dau mare nici cu gagică, nu mai am gagică. Aveam pe doamna criminalul prima notă și... Și gata, pașii pus. Ce? Pașii pus. Da, doamna criminalul mă așteaptă pe 10 la... Dar am auzit că nu vrei să te prezi la divorț, că n-ai cu cine să te prezi. Băi, Cristi, să știi că stau și mă gândesc, dacă nu mergi tu, nu vii cu mine tu, lăsăm terminul la anul. La anul tot pe 10 septembrie, da. Deci tu aveai decât să mergi cu mine, dacă nu merg eu, tu nu mai te duci sau ce? Da, o să trimit o cerere de amânare. Da? Pentru că da, nu vreau să scap de Dana Căminar. Mă bagi în cerere acolo, pui numele meu din cauza că prietenul meu... Din cauza că a plecat prietenul meu Cristi Marin la America, vin și eu la anul. Dă seama, o să turbeze. Nu o să zic, dar o să cer, pentru că pe 9 merg să mă internez la spital. Oh. Îmi pare foarte rău prieten, îmi pare rău Dana, că nu pot să mă prezint la proces. Dar chiar mi-a venit această idee, acum mi-a venit în tren. E foarte bună idee. Păi, dar ce sunt eu? De ce să lasă scape de mine? Lasă-o așa, încurcată cu mine. Lasă-o așa, să mai tăsești tu un surat. Lasă-o așa. Păi, dar pe bune, găsești ea vreunul, lasă până la urmă, mă ia înapoi, mai găsești și eu pe unul, las și eu înapoi. Auzi, poate te împaci cu ea până la sfârșitul lumii. Până la sfârșitul lumii. Fie problemă. Pentru că, uite, nici nu mi-am găsit, asta e ghinionul lui Dana, că nu mi-am găsit altă femeie. Și dacă nu găsesc, trebuie să iau pe ea înapoi. Înțelegeți, prieteni? Să sperăm că... Să sperăm că nu, să sperăm că da. Să zicem că nu, să sperăm că da. Da. A, e bună asta pentru tine. Dar vreau să spun, prieteni, că lăsând Caterinca la o parte, chiar nu pot să mă prezint la proces, pentru că nu știu dacă este tren să mă duc la Pitești cu trenul. Cu ce să mă duc? N-am mașină, n-am bani, n-am nimic. N-ai nici cu cine să mergi. Ar trebui Dana să vină după mine să mă ia să mă ducă la proces. A, așa, da. S-au trimis o parerată, Dana. Mai încredere în mine și în fata ta? Renata e cel mai bine. Oooo, Renata. Poate te împaci cu ea? Ah. Stai, Leo, ce-ai pățit? Mă ia inima. Stai, hai să-i vorbim de altceva, alte lucruri. Uite, te sună patrona în disperare. Lasă-mi patrona, mai m-a sunat acum 5 minute. Da, primește. Tot mă sună patrona, Doamne, oprește și... Stai puțin că-ți dă mesaj. Leo, întoarce-te acasă. N-are cum să dea patrona mesaj. Bă, da, i-o fi dat cineva. Patrona nu știe să scrie, frate. Asta-i sucul tău? Aoleu, l-ai zăpăcit. Băi, nene, nu, asta e al meu, asta e deci. Bă, dacă îmi pui acolo... Care e mai mult, ia? Chiar dacă ai băut tu, asta e, dacă e mai mult la mine sau la tine. Ască, turbezi tu sau turbezi eu, nu știu, vedem. Ăla e altul, Aoleu. Ia-mi puțin. De aceea, prieteni, deci, prieteni, vă rog să mă înțelegeți. Și tu, Dana, scuză-mă că nu pot să mă prezint la proces. Deci chiar nu pot. Pot să fiu internat. Pe data de 9 mă internez. Știi că am probleme cu sănătatea. Deci acum m-am gândit, nu mă prezint la proces. Rog judecătorii respectivi care judecă să mai îmi dea un termen ca să pot să mă prezint și eu la proces. Să dea un termen la an. Dar nu mai ești cere scuze. Poți să zici... Te iert dacă, da, poți să-i zici te iert dacă ți-am greșit cu ceva, adică, înțelegi? Adică nu mai contează, dar doar vreau să știi, Dana, că nu mă voi prezenta la proces și că mă voi prezenta la anul când va da următorul termen. La anul când o să ningă, poate o să prindem zăpadă de sărbători. Dacă nu, iar nu te duci. Vedeți, da, dacă se dă amânare acum, care nu, e termenul? Nu, o să se dea amânare, o să determin la anul. A, da, adică după Paști. Da, la anul după Paști. Eu zic că îi faci o surpriză și pentru ea ca să, nu, să fie și ea măritată, cu acte în regulă. Da, nu e problemă. Este problema și asta, nu mă prezint la proces și am hotărât să merg să mă internez pentru că am programare. Dacă tu nu mi-ai răspuns la telefon, trebuia să-mi răspund la telefon ca să stabilim cu procesul cum facem. Așa că nu merge. Dacă te caută și vine ea după tine? Să vină să te ia de la spital și să păi te ducă la... Păi să mă ia la Strehaia să mă ducă, că mă întrebi la spital la Strehaia. A, la spitalul din Strehaia, am văzut, da, pe spitalul, bravo. Da, prieteni, nu mă voi prezenta la proces. Dar n-are bani de benzină, dacă n-are bani de benzină. Nu-i problemă, lasă, că-i trimit eu pe Revolut. Mi-ai mai dat-o când zicea că a cumpărat tort din banii. Nu-i problemă, dacă asta... eu puteam să trimită pe Renata cu mașina, venea, mă lua și mă ducea la proces. A, era cel mai bine, ca să nu vă întâlniți voi doi, știi? Da. Și rămâne cu asta mică și aia era. No, mică e fata mea, n-am ce să zic, să română Renata, spune. Cum e fata ta? Ai trăit cu ea și e fata ta? Da, știi, se numai bine, nu mai zic, dar nu e așa, nu e adevărat? Nu e adevărat. Toată lumea știe, Leo, acum o zici ca să vadă masa. Păi,
prima oară trăi cu aia mică, ce mai încoace încolo? Păi nu te interesează pe tine, taci. Mă interesează, nu pe mine, pe oameni. Oamenii știu adevărul. Oricât ai zice tu, ai negat că nu e așa. Lasă, Cristi, nu vreau să discutăm acest subiect. Bine, hai să trecem peste subiect. Câte minute avem? Că avem 8 minute, Leo, și mă doare și mâna, poate și soarele acum. Deci am dat acest interviu din tren, prieteni. Am dat acest interviu din tren. Uitați-vă cum stau aici, în tren, ca șeful. Și cu piciorul pe scaun. Deci, prieteni, deci eu mă simt foarte bine în tren. N-am putut să iau bilet la clasa a întâia, am luat la clasa a doua, că la clasa a doua era 80 de lei și, da, asta e. Și la clasa a întâia era 1.300.000, adică ce? Și două bilete dădeam 1.000.000 mai mult. 1.200.000, să zicem. Eu cu Cristi, așa că am intrat aici, la comun. Dar de ce nu spui adevărul, că ai vrut să-ți iei tu la clasa a întâi și mie să-mi iei la clasa a doua? Ai vrut pe moment, dar pe moment te-ai gândit că mai faci? După aia m-am răzgândit că am zis să mai filmezi și tu, mai alea, mai alea. Credeam că mai scutești tu niște bani, la asta te-ai gândit, sau la filmări. Care mă să scutești, bă, frate, că nu mai avem bani. A, nu avem. Hai, dacă și gata asta facem, da. Stai că te dai de gol, stai că da. Apare și filmarea aia în premieră. Da. Prieteni, da, o să o vadă înainte de filmarea asta. Leo, încheiere sau vrei, da, să facem filmare? Da, prieteni, nu încheiere, că revenim în gară. În gară, hai că se vede nasol acum de la lumină.